Este ora 16, sunt Ioana Constantin, începe a doua oră de Politica Zilei. Vă mulțumesc că sunteți aici pe B1 TV. Este ora la care autocarele cu românii din Fâșia Gaza trec punctul de trecere a frontierei și ajung în Egipt. În această seară, o cursă specială a Tarom va lua acești 103 români împreună cu familiile lor din Cairo și va ajunge în țară. Vorbim despre foarte mulți copii și cel mai mic dintre românii scoși de acolo este un bebeluș de doar 2 luni. Vom reveni cu detalii pe măsură ce vom afla că acești români au reușit să treacă de punctul de frontieră. În acest moment sunt cel puțin 20 de români care au ieșit deja din Fâșia Gaza. În zilele următoare urmează să iasă și restul. Aici pe plan intern însă a avut loc în marea răzgândire. Banii gheață rămân în piață. Asta după marele scandal din întreaga societate, și cetățeni și firme deopotrivă s-au opus acestor mișcări pe care a dorit să le facă guvernarea cu privire la plafoanele pentru cash. Asta pentru că vor rămâne în continuare 10.000 de lei plățile dumneavoastră zilnice, plafon maxim, iar la firme vor fi în continuare plăți mai mari de 1.000 de lei, adică până la 5.000 de lei. Vă arătăm toate detaliile și tot astăzi o să vă vorbesc despre un primar, poate am uitat despre el, de la Crevedia. Mai țineți minte nenorocirea de la Crevedia și marele primar care habar n-avea despre nimic? Ei bine, acum își majorează salariul cu 6.000 de lei și majorează salariile în întreaga primărie, pentru că nu-i așa, incompetența și corupția ar trebui recompensate în mintea acestor oameni. Și proiectul Siguranță va trece, că deși l-a dat afară PSD, omul are în continuare majoritate de la PSD. Apropo de PSD, mare scandal. Deci el s-a întors firea prin vicepreședinte la PSD și candidat la primărie, nu? Că asta era toată treaba. Și partidul PUSL, al Voiculescu, care nu și-a plătit banii la stat, nu s-au confiscat în continuare averea, a zis că o susține el. Numai că cine era președinte la PUSL? Domnul Piedone. Domnul Piedone, care știa că el e candidatul la primăria capitalei de la PUSL. Și supărat un pic așa pe candidata PUSL de pe lista PSD de la comunicare, doamna Lavinia Șan, am zis și el de-aia, așa, supărat un pic că doamna Șandru și-a dat comunicatele astea și nu l-a întrebat nimeni și s-a scris acolo de la echipa de comunicare de la PUSL, Domnul Piedone și-a dat demisia în funcția lui de președinte de la partid. Supărat? Doi, deci a ajuns și Piedone să fie supărat că firea e candidată la primărie. Vă dați seama ce ne așteaptă aici la București? Vorbim despre asta și despre pensii. Doamna ministra muncii ne-a anunțat că o să fie majorări și de 80% la anul la pensii. Țineți-vă bine, dragi pensionari, că nu o să mai știți unde să puneți banii de la pensii. Vă dați seama, la anul, după marea recalculare? Vorbim despre toate. Vă prezint invitații mei și ai dumneavoastră de această a doua oră. În platou alături de mine, Simona Spătaru, este senatorul SR. Mulțumesc foarte mult, Simona. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Printr-o legătură telefonică directă, Dan Vulceanu, fost ministru de finanțe, deputat PNL. Mulțumesc foarte mult, Dan. Salut, Mona. Și ni se alătură de la Iași, Petru Movilă, președinte PMP Iași. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua, salutări de la Iași. Se mai alătură, salutări înapoi către Iași, către ieșeni. Se mai alătură pe parcursul emisiunii și alții invitații, pentru că vom vorbi despre marea criză din farmaciile din România. Spun chiar farmaciștii, ne mor pacienții, nu se decontează în continuare tratamente și oamenii au început la nevoie și de frică, de disperare, să cumpere medicamente false de pe internet, care le agravează și mai tare starea de sănătate. Dar hai să ne mutăm un pic la povestea asta cu cash-ul. După ce ne-au spus că e o minciună, că nu există, că nu se limitează, că în continuare da, vom putea să plătim, în sfârșit au dat înapoi cu cash-ul. Rog pe colegii mei să arătăm întoarcerea la plafoane cum ar veni. 50.000 de lei rămâne însă soldul pentru casă, nu pentru casa de marcat, ci pentru casa pe care o are fiecare în gestiune, da, fiecare firmă. 1.000 de lei avansul pentru decontare, însă limita la cheltuieli cash pentru o persoană fizică, fiecare dintre noi, da, într-un magazin, va fi în continuare de 10.000 de lei, așa cum a fost și înainte, iar 5.000 de lei va fi limita la plăți între persoanele juridice, dar nu pe zi, ci între aceleași firme, aici trebuie corectat, cumpărăturile, da, ziceam 10.000 de lei, bun. Hai să vedem, Simona Spătaru, vin la tine. Au spus că nu este nicio problemă, că e totul foarte bine. Astăzi au dat înapoi, au lăsat vechile plafoane.
Iar domnul Ciolacu anunță că asta a fost o presiune a evazioniștilor care au făcut o montură de asta, cum era înainte cu montura useristă, dar a fost o montură evazionistă cu privire la aceste plafoane, dar el vine după ei, așa a zis. Vine după ei, da. Nu, dimpotrivă, a fost o montură a lui Ciolacu să-i apere pe mari evazioniști, să îi bage în sperieți pe toți oamenii care mai au câte un magazin pe la țară. Și iată că, până la urmă, o jumătate de România i s-a ridicat în cap. Nu au putut totuși să ignore vocile, a ignorat ce a spus USR, bun, a ignorat și ce au mai spus economiștii. Până la urmă, oamenii au făcut scut și au spus, bun, băi, nu ne puteți închide. Până la urmă, noi chiar vă plătim salariile. Noi acolo mai avem o familie, un soț, soție care mai lucrează și mai fac un bănuț și l-aduc acasă. Pentru mai că, uite, la prețurile care sunt, era chiar foarte, 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 foarte important să dea înapoi în acest moment. Există această mică nișă a afacerilor de familie, un comerț de supraviețuire, servicii de supraviețuire, că despre asta discutăm, că e coafor, că e o covrigărie. Vă amintiți, nu? Covrigăria domnului Ciolacu este în faliment și taxele le-am suportat noi. Oamenii aceștia nu au o asemenea, unor să aibă un asemenea beneficiu, că nu lucrează în politică, nu o să-i acopere vreun ANAF dacă au vreo datorie de plătit și era nevoie să-i lase să supraviețuiască. Asta e tot ce am cerut, să nu mai abereze cu măsuri de acest fel. Uitați-vă că la 2 ani de zile numărăm deja în zeci de acte normative întocmite prost, de la energie, vă amintiți, de la așa zisele ordonanțe de austeritate care n-au produs niciun fel de economie la buget, iată acum la tot ce înseamnă așa numită reformă fiscală, care înseamnă de fapt fur din buzunare pe taxe și impozite de la români și de la IMM-uri, de la persoanele fizice autorizate, deci de la mici, mici, mici întreprinzători. Am ajuns, bineînțeles, și la greșeli, erori foarte mari, cum era aici această măsură. Mai ales pentru firme, da. Dar zice Ciolacu, dacă o să avem pregătită și postarea lui de pe Facebook să o arătăm, că vine după mari evazioniști. Da, hai să vedem. Am spus că voi fi mereu alături de mici întreprinzători și de oamenii simpli, fără excepție. În ultimele zile am avut mai multe discuții cu aceștia, cât și cu mediul de afaceri și cu reprezentanții din sistemul bancar și mi-au spus anumite lucruri de bun simț legate de măsurile venite de la ANAF și de la Ministerul de Finanțe legate de cash. Deci a fost o montură anafistă, boloșistă. Acești oameni nu sunt evazioniști, ci sunt cei pe umerii cărora se sprijină această țară. Toate limitele actuale de cash vor fi menținute, atât la persoanele fizice cât și la cele juridice, cu două excepții. Plafonul de casă va fi de 50.000 de lei, haideți mai jos, iar avansul spre decontare 1.000 de lei pe zi. Am însă un mesaj pentru evazioniștii care au profitat de această discuție din spațiul public. Voi veni peste voi, voi veni și vă voi scoate din vân, vă voi scoate din birourile instituțiilor statului, vă voi scoate de peste tot. Așa cum am început războiul cu cei care distrug viețile oamenilor cu păcănelele, nici voi nu veți scăpa. Dan Vâlceanu, această montură evazionistă a fost spartă acum. Se păstrează totuși limitele de cash, că au profitat acești evazioniști, dar ei vor fi gata, luați așa de gât și vor fi scuturați de guvernul României. Ieri și Nicu Ciucă era și el, domne, noi niciodată n-am fost pentru aceste măsuri de limitare a banilor cash. Chiar s-a depus ieri un proiect la PNL, am văzut. Da, interesant. Da, eu am și eu un mesaj pentru Marcel Ciolacu. Când ești prost și viața e grea. Dar nu e pentru el, e așa, pentru univers, da. Nu, e exact pentru Marcel Ciolacu mesajul ăsta, pentru că indiferent cine ți-ar veni cu vreo propunere sau cu tot felul de idei, obligația ta ca premier este, înainte de a da curs acelei propuneri, să faci o analiză, să discuți cu specialiști și după aceea să iei măsura, pentru că știi foarte bine cum funcționează guvernul. Când a zis premierul adoptat, s-a terminat. Acel act este în vigoare. Și atunci principala responsabilitate e la premier. La domnul Ciucă n-am pretenții, pentru că dânsul nu știe absolut nimic atunci când vine vorba de economie. Și cred că ar fi și inutil să ne consumăm timpul discutând despre ce părere are domnul Ciucă despre un lucru sau despre altul. Domnul Ciucă, dar domnul Boloș o fi avut vreo legătură? Că zice domnul Ciolacu că lui e Boloș și a venit cu această analiză și ANAF. Bun, eu n-am de unde să știu lucrul ăsta, n-am participat la acea discuție, dar este clar că cel care ia decizia este premierul. Indiferent cine ține cu propuneri, absolut indiferent, trebuie să-ți faci o analiză. Nu poți ca până ieri să spui că toți românii care au cash sunt evazioniști și fură
statul român, iar astăzi să vii să spui că sunt românii pe care se sprijină economia României. Ce ai în cap? Adică e clar că n-ai nimic. Nu te poți schimba de la o zi la alta. Oricum, lucrul ăsta arată o bâlbă și arată faptul că au luat niște măsuri pe care nu le-au gândit. Și o să vedeți că de la zi la zi vor reveni asupra tuturor măsurilor, pentru că nu vor avea efect, nu vor reduce nicio evaziune, nu vor... Vor avea efect invers asupra firmelor. Exact. Da. Și vor distruge economia. Bun. Dacă Petru Movilă, li s-a spus, toată lumea le-a zis că nu-i bine și cu toate astea s-au ținut, mai era puțin și intră în vigoare, că acum pe 11 intră în vigoare. Acum se dă ordonanță de urgență. Din păcate, avem un guvern de fanfaron și de amatori și de două partide care nu își asumă politic deciziile, pentru că dacă propunerea a venit la ANAF și la Ministerul de Finanțe, înseamnă că PNL-ul, care are ministru, ar fi trebuit să-și dea acordul, da? Pentru strategia PNL de guvernare. Dar un guvern care ia decizii proaste, negândite, pentru că toate aceste decizii trebuie fundamentate cu evaluări, cu studii de impact, știm foarte bine procedurile, mecanismele legislative, un proiect de lege negândit, ordonanță care a atacat la bază românii, fie că vorbim de mici producători din agricultură, mici meșteșugari, dacă vorbim de comunitățile locale, guvernul Ciolacu-Ciucă a dat o lege, efectiv, o lege criminală împotriva românilor și dacă două considerente, una privind cash-ul, una privind plățile care se pot face și a doua situația reală din teren, când în peste 80% din localitățile din România nu ai ATM-uri, nu ai POS-uri, nu ai sisteme prin care să se facă aceste plăți, se vede foarte clar că oamenii aceștia nu au nicio legătură cu România. Faptul că se răzgândesc, la fel, arată foarte clar că oamenii ăștia trebuie să plece cât de repede acasă. Trebuie să plece, că nu este prima răzgândeală, este prima decizie proastă și mai grav, se creează în mintea românilor sau se consolidează ideea că instituțiile statului sunt jucării în mâna și în mintea unor indivizi care nu au ce căuta acolo. O rușine de lege care a răscolit toată România, de la micii producători în agricultură, cum spuneam, micii meșteșugari, până la marile firme. Și acum am văzut din nou avans spre casă 1.000 de lei. Păi dacă pleacă într-o deplasare un om la care numai motorina de la Iași la Timișoara și înapoi 1.000 de lei, da? Da, și a rămas și plafonul de casă, adică tot trebuie să mergi până la ATM-ul băncii. Și noi PNP am spus foarte clar, am reacționat din prima zi, că această ordonanță trebuie retrasă pentru prevederile proaste pentru domeniile investiții, cash și alte domenii care se reglementează. Da, din păcate, nu doar guvernul are problema asta, o au și instituțiile. Pentru că vine domnul Chirițoiu, așa-l cheamă, da, Bogdan Chirițoiu, de la Consiliul Concurenței, când n-aleargă prețurile pe hipermarket să scadă alea la ordin, zice și cu cheșul, că se pricepe la orice, și zice așa. Unul este faptul că facilitează evaziunea, deci plata cash. Nu spun că ar cauza evaziunea, dar facilitează evaziunea. Sunt mai greu de urmărit tranzacțiile cash și este facilitat comportamentul ilegal. Nu înseamnă că toată lumea care plătește cash o face ca să încalce legea, dar cei care încalcă legea de obicei plătesc cash sau sunt cel mai greu de prins dacă plătesc cash. Doi, e și scump pentru societate. Trebuie să ai aparate, ATM-uri, să duci, să iei bani, să asiguri paza, să iei numeri. Toate operațiunile astea sunt scumpe. De asta în toată lumea operațiunile în cash sunt în scădere. Dan Vâlceanu, pe unde au fost oamenii ăștia până toată lumea asta de ei văd exact invers de cât se întâmplă peste tot în lumea asta? Și de unde a tras președintele Consiliului Concurenței concluzia că evazioniștii folosesc cash? Că asta iarăși mi se pare pe ideea, toți patronii sunt niște hoți. Noi am mai discutat subiectul ăsta și am subliniat foarte clar că nu există o legătură directă între banii cash și evaziune. Dacă vrei să reduci evaziunea, pentru că marea evaziune în România e pe TVA. Noi am lăsat acolo un proiect, el a fost pus în practică pe jumătate, dar nu a fost dus la capăt și nu a fost dus la capăt în zona lui cea mai importantă. El se numește e-factură. În momentul în care va funcționa acel sistem de e-factură, de factură electronică, cred că aproximativ 80-90% din evaziunea pe TVA va dispărea. Și atunci nu mai există discuția asta pe care o inventează unul sau altul,
că uite, domne, cash-ul facilitează sau generează evaziune. N-are nicio legătură declararea sumelor de plată la bugetul de stat cu plata unor facturi în cash sau, sau cu pe card. Doi la mână, vreau să vă spun că domnul Chirițoi are și dreptate într-un anumit sens. În sensul în care banii cash într-adevăr sunt scumpi pentru bănci, nu pentru oameni, pentru bănci. Ideea mare o comisioane. Băncile, exact, băncile trebuie să-i depoziteze, să-i numere, să-i transporte cu firme specializate și așa mai departe și lucrurile astea costă și costă mult. Tocmai de aceea v-am spus eu că, și am spus-o la trezirea dumneavoastră, că această plafonare a plăților cash a fost o pleașcă pentru bănci, o pleașcă neașteptată. Pentru că băncile trebuie să investească și să reducă costuri pentru plățile online, pentru ca să te facă pe tine, client, să apelezi la plată online și să nu mai ții cash. Și atunci, pur și simplu, în loc să lași băncile să investească, să dispară banii cash, cum să vă spun, normal, natural, pur și simplu ai venit cu pleașca asta în care îi obligi pe toți să meargă la bancă. Dar vreau să întreb ceva, Dan Vâlceanu, foarte scurt. Aseară a fost întâlnirea cu băncile și, mă rog, au dat înapoi și comisioanele că ni le dublaseră, dar taxa de 2% va rămâne în vigoare, oare? Că băncile au fost potolite, că aveau din ce să scoată banii, dar acum... Nu va rămâne, dar vor crește și comisioanele. Evident. A, vor crește iar comisioanele, bine. Hai să... Noi că nu vor crește dobândirile sau comisioanele și că vor plăti băncile toate costurile astea. Nu, toate costurile se vor regăsi în produse. Noi le plătim mai departe, da. Exact. Comisioane sau servicii și bunuri. Bine, știți, există unii care toată ziua pe la televizor sunt, ei sunt cei mai români, ei sunt neapără pe noi de tot rău care ni se întâmplă. Unul dintre ei este Șoșoacă. Ea susține cash-ul cu cardul. Haideți să vedeți cum își ceartă soțul, e ceva de nedescris. Hai ca să vă dau contextul, că poate urlă prea tare și n-aveți așa altă treabă azi. Deci femeia e într-o benzinărie, ea ține un live în care strigă la noi toți să ne unim, să luptăm cu acești nenorociți care ne iau cheșul și ne iau și porcii. Și acum, și cu porcii aveau treabă, mă rog, ironic. Așa, și soțul săracul e disperat că nu știe, că n-are cardul, îi dă cardul, cardul de la partid. Nu știe PIN-ul, greșește, ia PIN-ul, ceartă tot pe el, după care pune să facă și decontare la partid, nu pentru motorină. Hai să o ascultăm. Ei nu suportă să vei ieșiți în stradă. Ei nu suportă să vadă, dă-mi coace să-ți dau, îți dau eu pe ăsta al tău. Trebuie neapărat, ți-ai plătit ăla? Nu, acum o fac, lasă. Imagina, 461-78090, pe bune? Nici asta nu știi? Scrie tu, te rog frumos, ăla. 461-78090. Știi, vezi de ale tale. 461. Deci, este inacceptabil să stați și să vă uitați continuu la cum vă fură, la cum vă iau porci și nu mai vă lasă să... Nu de la carte. 61-62. Bă, e chiar atât de greu. 10-02 atunci. Bun, îmi cer scuze. Eu trebuie să le știu pe toate. Și pinuri, și carduri, și cifuri și așa mai departe. Da, doamna Șoșoacă, pare rău, Georgiana, data viitoare când o mai dă să pui și întâlna pentru violența domestică, bietul soțul, da? Da, Petru Movilă, deci cum e, domne, vă iau ăștia porci, haideți să luptăm, vă iau cash-ul, haideți să luptăm. Deci pinul la card e așa și mai și decontez din banii de la asta pe partid. Da, din păcate mi-e greu să comentez așa ceva, dar pot să vă spun foarte clar încă o dată că acest guvern a făcut atât de multe prostii la nivelul cel mai de jos, încât dăm apă la moară ca să uităm cât e pinul când suntem în benzinării. Pentru că, da, și Chirițoiu s-a băgat în seama iurea, de regulă eu nu m-am așezat. ATM-urile sunt scump de gestionat, sunt costuri mari când colecta banii și așa mai departe. Păi dacă sunt astea, trebuie să-i spună lui Ciolacu înainte de a da ordonanța și să lase lucrurile să funcționeze corect, să aplice legislația în vigoare pentru a combate evaziunea, să facă un sistem centralizat de monitorizare a tot ce intră în țară, de la VEM, la ANAF, la taxe locale și plăți, încă este cel mai bun sistem de a combate evaziunea fiscală, s-a integrat într-un singur soft
tot ce înseamnă monitorizare. De când intră în România mașinile cu legume de oriunde, pentru că una din marile evaziuni a fost pe legume și fructe în România și încă este, de panificație sau alte domenii. De, da, și a doua chestie, minunea cu porci, într-adevăr. Este siderant cum s-au gândit ei că românii, care noi avem o tradiție, oamenii, să-și valorifice cultura de la câmp, porumbul, cereale, ce au, să-și crească porci în gospodării și mai departe să-i vândă. În loc să încercăm să facem mai departe ce se întâmplă, să monitorizăm prin DSV, ANSVSA, dacă animalele care sunt sacrificate sunt, au condiții de valorificare, să încerce să-i fiscalizeze, ei au venit foarte clar să omoare românii mici producători din curte, pentru că e o tradiție să crească. Dacă da. Unul are 5.000 de metri pătrați de porumb... Au dat înapoi și cu asta, slavă Domnului, măcar de Crăciun stăm liniștiți. Apoi, dar tot când și-au dat seama, numai că Ioana n-au dat înapoi, am și o postare, e o bătaie de joc, i-au spus, ne revenim de sărbători, dar pe sărbători continuăm. Se apucă din nou. Da. Joc de români la nivelul ăsta și, cum spuneam, fără să aibă minimă decență, parcă oamenii ăștia sunt, mă scuzi, creați, fertilizați in vitro, n-au trăit între oameni, n-au rude, nu au vecini, nu se... Da, mai ales că mulți dintre ei vin din circumscripție, ar trebui să știe de acolo, de la baza terenului. Da, n-ai cu cine, de la firul ierbii. Apropo de batjocuri asta, hai să vorbim de pensii. O salut și pe Georgeta Zarvescu, este președinta Asociației Pensionarilor din Olt. Bună ziua! La anul se promit pensii dublate, chiar majorate cu 80%, zice doamna ministru, doamna Bucura Oprescu. Vorbește despre ce se întâmplă cu cei 1,2 milioane de pensionari care au indemnizația minimă și care vor ajunge la 1.900 de lei, cel puțin în 2024. Hai să citim puțin, să cităm un pic din doamna ministru. Zice, datorită acestei formule de calcul, cei 1.200.000 de români care primesc indemnizație minimă socială vor avea situația favorabilă în care vor avea, după aplicarea formulei, cu 87,4% mai mult, adică 1.960 de lei față de 1.825 de lei dacă au muncit 35 de ani pe salariu minim pe economie. Cu alte cuvinte, această formulă care încurajează munca cu punctele de stabilitate va duce la adecvarea pensiilor mici și va duce la creșterea pensiilor pe calculele noastre în medie cu 40%. Adică 1.200.000 de români care primesc azi pensia minimă, da, de 1.100 cât este, vor ajunge la aproape 2.000 de lei, doamna Zarvescu. Dumneavoastră, cum vedeți calculele astea? Credeți în ele? E o promisiune mega electorală, pentru că noi vorbim despre această majorare în buza alegerilor, adică septembrie-octombrie 2024. Bună ziua! Bună ziua, vă rog! Bună ziua! Ioana, doamna ministru, eu n-am văzut această afirmație că toți cei 1.200.000 vor primi mult mai mult la pensie, când s-a prezentat un singur caz, într-adevăr, acea persoană care la ora actuală are 18 puncte realizate, este a mări pensia la 1.967.000, dar din cei 1.200.000 de pensionari, Ioana, sunt foarte puține persoane care au 18 puncte. Din cei 1.200.000 sunt persoane care n-au niciun leu contributivitate, sunt indemnizații sociale, care sunt pe alte legi, plus sunt persoane care au 5, 6, 7, 8 puncte. Acele persoane care au sub 12, 13 puncte n-au cum să primească un cuantum la pensie așa de mare. Cert este următorul lucru. De la 1 ianuarie toate pensiile vor primi acea indexare de 13,8, dar din septembrie 2024, dacă va intra legea în vigoare, pensionarii trebuie să știe următoarele. Cei care au vechime sub 25 de ani nu vor primi absolut nimic la pensie, vor primi mai mult la pensie cei care au vechime mai multă. Într-adevăr, bonusurile prevăzute în noua lege sunt bonusuri bune pentru cei care au muncit și au 10 de ani de muncă. Dar în noua lege, Ioana, sunt multe lucruri care trebuie clarificate. Tu ai lucrat la Ministerul Muncii, nu știu dacă îți mai amintești,
la contractele de asigurare socială, când a intrat legea 19 în vigoare, atunci era prevăzut ca se poate asigura oricine și să-și mărească venitul pentru atunci când va intra la pensie. Această prevedere, datorită faptului că multe femei care rămâneau gravide se asigurau cu sume foarte mari pentru a primi acea indemnizație mare, atunci și-au dat seama că au greșit și acum văd că această măsură este introdusă iar în contractul de asigurare socială. Dar, doamna Zarbescu, dumneavoastră ați făcut niște precizări importante, că nu toți au într-adevăr stagiu, unii dintre ei n-au niciun an pe carte de muncă. Dar, doamna ministru, numai puțin vă rog, doamna ministru a declarat foarte clar ieri că e vorba de toți cei 1.200.000 de români care vor avea această majorare a pensiilor, dacă unii dintre ei vor ajunge la 1.825, iar alții vor ajunge la 1.960 de lei dacă au muncit într-adevăr 35. Deci, doamna ministru, ori nu știe, ori minte, ori nu știu ce-i cu ea, dar a spus clar că 1.200.000 de români vor avea pensia aproape dublată, Simona Spătaru. Deci, doamna ministru, ori nu știe, că doamna Zarbescu are dreptate cu ce spune, că cei mai mulți au un fel de ajutor social, ei n-au contribuit. Simona. Așa sigur este. Că da. Și doamna Zarbescu spune ce spune legea. Ce spune doamna ministru este ce spune și ce face PSD atunci când ajunge la guvernare. Pentru că asta au făcut și în 2019 și doamna Zarbescu știe acest lucru. Minte și manipulează cât poate de mult un număr însemnat de pensionari, oameni care îi urmăresc cu sufletul la gură, domnule, când reușesc și eu să primesc o pensie decentă pentru mulți ani de muncă și pentru viața care se duce în România din ce în ce mai grea, lucru care nu se întâmplă. Despre răspuns la când avem o viață mai bună, nu-l primim, dar iată că înainte de alegeri, în curând încep primele pregătiri pentru prima campanie, PSD face același lucru, spune că adoptă o altă lege, tot o lege PSD, după 5 ani de zile aproape, și că va mări. Nu va mări nimic, pentru că gaura este enormă de la buget. Nu au cum să acopere o majorare de 40%. Că și pe legea 127 era tot 40%. Tocmai. Deci sunt niște calcule care nu au cum să conducă la o asemenea creștere și nu au cum să se țină de cuvânt. Nu au cuvânt. Ei nu au cuvânt în asta. A spus Ciolacu multe, că scapă de păcănele, ați văzut, că se ia de evazioniști, de mari evazioniști, că mărește pensiile, că o să se ocupe de azile, tragedie, că o să se ocupe de droguri, tragedia de 2 mai, că o să se ocupe de primarul ăsta de la Crevedia pe care o să-l dați mai curând, care își mărește salariul. Deci despre toate problemele astea reale nu s-a ocupat domnul Ciolacu, dar să ne mintă în continuare prin gura ministrului Muncii, da. Dan Vâlceanu, 40%, 87% sunt niște promisiuni foarte înalte pe care le face doamna ministru și eu înțeleg că noi nu avem bani să trecem strada ca țară, adică nici să trecem granița la Bulgaria. Da, gândește-te că de la discuția cu gaura în buget ajungem la discuția de dublat pensii și creșteri de pensii de 40-80%. Gândiți-vă că impactul bugetar pentru cele 4 luni pentru care s-ar aplica această lege anul viitor ar fi de 55 de miliarde. Deci, practic, pentru un an s-ar duce pe undeva pe la 150 de miliarde. Adică ar trebui să mai avem încă un buget de pensii al României ca să aplici legea asta, cel puțin modul la care ea a fost promisă până în prezent. Sunt promisiuni și, crede-mă, până la anul vom auzi atâtea promisiuni încât vom avea bugetul României antamat de vreo 5 ori pe an, să zic așa. Adică anul viitor sunt 4 rânduri de alegeri și PSD vrea să câștige și cel mai tare își dorește să câștige președintele României. Iar domnul Ciolacu nu se va da înapoi de la nimic, la nicio promisiune pentru a câștiga acea poziție. Eu cred că nu se va întâmpla asta pentru că deja așa cum vezi, își înghit fiecare promisiune pe care au făcut-o până acum. Uite-te la chestia asta cu cash. Uită-te la alte măsuri pe care le-au dat, uită-te la sprijinirea... Da, aici va fi vorba de voturi, Dan Vâlceanu, și știi asta. Da, corect. Vorbim de 1 milion și ceva de oameni, bine, nu doar la ei, că sunt majorări peste tot, dar într-adevăr... E vorba de voturi, dar totuși această lege va trebui să fie urmată de o recalculare. Da. În momentul în care se va vedea, se va face acea recalculare și vor da seama toți care se încadrează în
ci 1.200.000 de voturi, că dintre ei vor fi doar 150.000 care beneficiază. Păi da, pentru că exact ce doamna Zarvescu, că n-au stagiile de contribuție. Exact. Vorbim de indexare. Da, indexarea o să o ia toată lumea în ianuarie, într-adevăr. Petru Movilă, e a doua oară când promit oamenii ăștia că majorează pensii cu 40%, nu le-a ieșit prima dată pe legea 127. Încearcă acum, dar doamna ministru a muncii este săracă atât de dezorientată, habar nu are despre ce vorbește, cum 1.200.000 să-și dubleze pensiile, când ei sunt pe indemnizație minimă, adică pe un fel de ajutor social cei mai mulți dintre ei. Trebuie să constatăm cu un zâmbet amar că PSD-ul și PNL-ul s-au învățat să mintă poporul cu markerul și cu desenele, cu picturile zilnice. Pentru că dacă erau niște oameni serioși, veneau cu proiectul de lege, îl anunțau public, îl supuneau dezbaterii publice și veneau cu studiul de impact, cu un calcul de unde vin banii și unde se duc. Pentru că în România știm foarte clar că la fondul de pensii este o susținere din bugetul consolidat, în afară de bugetul asigurărilor sociale. Și eu cred că prima măsură ar trebui să vedem odată pentru totdeauna adevărul, să facem colectare separată pe ce înseamnă fond de pensii, să facem colectare separată pe ce înseamnă buget al asigurărilor pentru sănătate și atunci vom vedea foarte clar care este contribuția statului. Deci suntem într-o minciună electorală continuă. Întrebarea mea este, de ce-i termenul de 1 septembrie înainte de parlamentare și de prezidențiale, de ce nu 1 iulie sau de ce nu 1 ianuarie 2025? Corect. Pentru că, așa cum spunea Dan Vulceanu, pe care îl salut, ei sunt într-o permanentă minciună electorală. Și s-au gândit așa, hai să o scoatem pe Zâna Măseluță, care este nou în guvern, este mult mai încienă și mai curată decât ceilalți, să vină cu această minciună care poate fi credibilă. Însă, din păcate, știm foarte clar realitatea. Dacă ar fi fost atâția bani pentru sistemul de pensii, guvernul nu ar fi venit cu aceste măsuri prin care, raportat la această himeră, speranța de viață, spună că va crește vârsta de pensionare, că vor fi facilități și așa mai departe. O minciună, din păcate, da. Și sunt români care se lasă păcăliți din nefericire de aceste minciuni care nu se întâmplă. Să sperăm că la anul nu se vor mai lăsa păcăliți. Și minciuna asta are picioare scurte, pentru că oamenii știu că această recalculare se face pe baza dosarelor de pensii. Ce așteptau? Să se facă, știți foarte bine, cu milionul ăla de oameni angajați pentru a digitaliza totul. S-a întâmplat acest lucru? Nu. De 2 ani de zile mint și n-au cum să facă niciun fel de măsuri. Miniștrii muncii de la PNL și PSD au venit cu aceleași minciuni, cu aceleași promisiuni, același comportament și mă uit cu un gust amar că nu e nicio diferență în ceea ce înseamnă respectul pentru pensionari, nici la PSD, nici la PNL. Doamna Zarvescu, vă mulțumesc mult pentru intervenție. Schimbăm registrul, ne uităm la ce se întâmplă și cu medicamentele, pentru că farmaciștii atrag atenția că pacienții mor în lipsa tratamentelor și ajung chiar să-și cumpere medicamente false de pe internet. E o criză uriașă pe piața medicamentelor pentru tratamentele pentru bolnavi cronici. Alături de noi Magdalena Vihocencu, farmacist, reprezentant al farmaciștilor independenți. Bună ziua! Bună ziua! Doamna Vihocencu, am tot discutat. Înțelegem că situația e mult mai dramatică pentru că oamenii în criză se apucă să cumpere medicamente false de pe internet sau a apărut specula, fiecare ce mai are, ce mai poate vinde. Da, da, acest lucru l-am sesizat de foarte multe ori autorităților. Chiar și noi primim informări de la Agenția Națională a Medicamentului și Ministerul Sănătății în privința unor medicamente falsificate. Pacienții în disperare cumpără de unde găsesc, de la alt pacient, din surse, după internet, de oriunde, pentru că sunt pacienți pentru care o oră contează. Iar noi încercăm de aproximativ un an și jumătate să explicăm autorităților de ce am avea nevoie. În moment de față, cu pacient față, noi nu găsim un medicament. Trimitem o comandă justificată de depozite, sânge, transfere, da? Atunci trimitem către ANMD. Agenția Națională a Medicamentului ne pute răspuns. Găsiți medicamentul respectiv într-o farmacie din Pălchiști sau din Maramureș. În momentul acela, produs pentru ei nu este deficitar. Dar pentru noi și pentru pacienții noștri, că se pare că un produs extrem de deficitar. Noi
Ne pierdem extrem de mult timp pentru a face comenzi. Primim tot timpul negativ. Nu, nu, nu. Iar pentru Agenția Națională a Medicamentului nu este deficitar. Cum mai stăm cu decontările, doamna Vihocencu? Ultima dată știu că erau în urmă cu vreo 3-4 luni. În momentul de față sunt la 28 de zile în urmă. Nu cred că o să ajung. Sperăm din tot sufletul să ajungem și noi odată la zi cu plățile, pentru că odată cu noile măsuri fiscale au apărut și de medicamente deficitare din rațiuni financiare. Medicamente pe care depozite nu doresc să le mai aducă pentru că au pierdere, iar noi la fel avem pierdere. Noi dorim să le aducem, pentru că noi suntem în slujba pacientului, dar nu avem de unde să le mai cumpărăm. Bun, Simona Spătaru, casa asta de sănătate este o gaură uriașă în care intră foarte mulți bani. Bugetul ei, dacă ne uităm în ultimii ani, nu că s-a dublat sau triplat, cred că e de 10 ori mai mare. Și cu toate astea, nu sunt bani pentru medicamente. Oamenii ajung să cupere pe unde găsesc și ce găsesc. Și făceam chiar astăzi o analiză că suntem la jumătatea anului din pandemie din 2020 și apoi 2021, 2022 și acum. Suntem la același deficit bugetar ca în 2020. Deci, deși au intrat bani cu 100 de miliarde mai mult, 149 atunci, 289 în 2022, totuși acest guvern și precedentul, că e tot același în acești 2 ani de zile, nu reușește, deci acest guvern, să acopere cheltuieli de bază. De bază, cheltuieli care țin de viața oamenilor. Știți bine situația și cu cei 150 de oameni care mor din boli de cancer. Deci, da. Nu înțelegem. L-am chemat pe Rafila, a venit și în Senat astăzi. Este pierdut. Deci este un om care nu dă niciun fel de răspuns concret. Cu ce se ocupă omul acesta de 2 ani de zile, când lucrurile acestea sunt atrase, le atragem atenția? Asta de sănătate, uriașă gaură pe mobile, tot vorbim în banii fiecare se folosesc zi, în altă fiecare parte. Săptămână. Deci banii nu se poate în altă parte. Chestiunea asta, medicamente vitale pentru oameni și nu se găsesc în continuare. Deci primul lucru, cred și eu solicit public, o să vorbesc colegii mei din PMP, să vedem diferențiat cât se colectează la sănătate și cât se colectează la pensii. Este foarte important, pentru că întârzierea plății la medicamente înseamnă că banii respectivi sunt folosiți de guvern pentru, nu știu, pentru telefoane mobile, pentru deplasări în vacanță, mi-e greu să spun. Am inițiat legea privind interzicerea sau reglementarea vânzărilor pe internet a medicamentelor, tocmai pentru a proteja românii. Pentru că se vindeau medicamente de la persoane decedate, unii nu își mai luau doza, medicamente contrafăcute și așa mai departe. Și dacă ajungem din nou acolo, este un lucru cât se poate de grav. În ceea ce îl privește pe Rafila, omul ăsta ar trebui să plece acasă. El într-o lună spune că vor crește serviciile medicale și pentru aia care nu plătesc asigurări și pentru cei din vârful muntelui și cei din delta, în antiteză cu faptul că medicamente nu se găsesc în spitale, că farmaciile nu primesc bani la timp pentru medicamente și că lista cu medicamente care trebuie actualizată în România, care trebuie adusă la zi cu valorile prețurilor, nu este o prioritate pentru Ministerul Sănătății. Sunt lucruri de bază care trebuie făcute. Din păcate, Rafila este cel mai slab ministru al sănătății de după Revoluție și, cum a spus Simona Spătaru, văd și eu la emisiuni, omul ăsta nu spune niciodată da sau nu. Păi el, este în general, e plecat în congresul al 16-lea pe undeva în vacanță. Absolut nimic. Și dacă mai luăm în considerare faptul că e un mare povestitor cu strategia în sănătate pentru 50 de ani, cu strategia de vaccinare, ne dăm seama că el vorbește câte în lună și în stele, dar n-a spus clar. Da. Am fost la ministrul de finanțe și am cerut bani pentru medicamentele române. Și n-a avut să ne dea, mai exact. Magdalena Vihocencu, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Haideți să ne uităm un pic la scandalul ăsta care s-a iscat aici în București cu primarii ăștia care doresc să candidate, mă rog, unul primar, altul un fost primar. Piedone și-a dat demisia de la conducerea PUSL-ului pentru că ieri partidul a anunțat, fără să-l întrebe, că el era președinte ceva executiv pe acolo, da? Fără să-l întrebe, fără să verifice cu el, a dat un comunicat partidul prin care a spus că Firea este de fapt candidata la primăria Bucureștiului. Dan Vâlceanu, PUSL-ul, care aflăm și noi acum că l-avea președinte executiv pe domnul Piedone, sau președinte, nu știu, pe domnul Piedone, dar care îi promisese probabil că domnul Piedone va candida la primăria Capitalei ieri, Firea a fost reevaluată la PSD, este din nou prim vicepreședinte și candidatul pentru București.
Eu cred că asta e știrea principală. Faptul că, uite, doamna Firea nu mai e o parte de imagine proastă pentru PSD. Pentru că ne aduceam aminte cu toții că doamna Firea a plecat de la Ministerul Familiei și din PSD pentru scandalul cu azilele Groazei. Și dânsa și domnul Budăi. Deci, practic, pentru PSD acum s-a închis chestia asta cu azilele Groazei. Au făcut atunci doar o mișcare de imagine și au doamna Firea a făcut un pas în spate pentru că ulterior să revină mai abitir de cât era înainte. Și o să vedeți că asta se va întâmpla și cu primarii din scandalul Crevedia și cu cel de la Olt și cu cel de la Crevedia. La anul o să-i vedeți pe toți candidați la PSD. Pentru că, până la urmă, au procedat la acea vestită mișcare de prostire. Dar lasă-mă că oamenii sunt proști, nu știu ei. Pentru PSD oamenii sunt proști. Dar nu. Uită, hai, ne stăm un pic deoparte o vreme și ne întoarcem. Exact. Și uite, ne întoarcem. Și acum, practic, doamna Firea a revenit în forță și evident că partidul PUSL a venit lângă dânsa, pentru că până la urmă știm care sunt legăturile, nu mai trebuie să... Da, cu Voiculescu, evident. Exact. Bun. Simona Spătaru, deci ce face aici? Până și domnul Piedone a ajuns să aibă mai multă onoare decât au ăștia de PSD și PUSL. Așa pare și a dat demisia supărat cu susțin ăștia pe Firea ieri. Într-un comunicat pe care l-a dat doamna asta, Lavinia Șandru. Pentru că nu există pic de bun simț. Din punctul meu de vedere, să comparăm două mere putrede, chiar nu-și găsește sensul. N-aș trece așa ușor peste faptul că cu cât tupeu domnul Ciolacu revine pe sub radar în zilele în care românii o duc din ce în ce mai greu cu această repunere în poziție, nu din nou în putere pe Firea Gabriela, care nu a dat nici un fel de explicație, nici dumneavoastră ei și nici soțul primar în voluntari, despre cum nu doar azilele descoperite atunci, ci multe ulterior au fost scoase la iveală, au continuat acolo și au avut o activitate prin care oamenii au suferit groaznic. Adică să nu uităm, imaginile acelea sunt de acolo, ele au fost mai multe și în mai multe locuri. Și omul ăla era ele toate, la Senat. Și ele toate au fost din grupul acela de firme, oameni din jurul dumneaei și din jurul soțului primarului din voluntari, da. Pe unde nimic nu zboară fără permis. Aproape, deci despre asta e discuția. Aproape de publicitate, un minut, Petru Movilă, un scandal interesant, așa, adică doamna Firea reconsiderată ieri, Piedone a plecat acasă. Partea politică, atunci când toate tranzacțiile se fac pe o masă de persoane, când vedem că partidele nu respectă nimic criterii de integritate, de deontologie, când vedem foarte clar faptul că justiția din România nu funcționează. Pentru că PSD-ul a scăpat de presiunea azilelor și a zis, hai să-i reciclăm. Dacă justiția ajungea cu cercetările la capăt și vedeam niște sancțiuni acolo, credeam, da, ce a spus Ciolacu, că părinții și bunicii noștri sunt cei mai importanți, că ne-au crescut, ne-au învățat. Suntem cu o clasă politică la care singurul scop este ca fiecare să obțină ceva în plus și dacă se poate să se plimbe de la un partid la celălalt cât mai des pentru a rămâne în viața. Pentru a rămâne candidat și pe funcție, mulțumesc, domnilor, doamnă, scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem să înțelegem mai bine scandalul ăsta cu Dorian Popa. Cât rămâne până la urmă cannabisul în organismul celui care a consumat imediat? Ne-am întors, a apărut spovedania lui Dorian Popa, care își pune cenușă în cap și zice, da, am consumat cannabis, voi să nu faceți, am greșit, nu trebuia să mă urc la volan, dar nu am consumat în ziua în care m-a prins poliția. Alături de noi, Cătălin Țone, expert antidrog. Bună ziua, domnule Țone, mulțumesc foarte mult. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit. Există această dezbatere că acest consum de cannabis se vede la mai mult timp după ce s-a întâmplat și de acest lucru vedem acum că profită cumva și Dorian Popa. Explicați-ne dumneavoastră, că am înțeles că sunt mulți care consumă într-o țară unde e legal și apoi pot veni în România și sunt depistați și aici e ilegal. Da, sunt modalități diferite de apărare. Am văzut și o reacție publică de astăzi a vedetei despre care vorbeați. Inițial, să nu uităm că a spus că a inhalat accidental, apoi s-a gândit că a consumat, acum se gândește la faptul că a consumat în altă zi. Cert este un lucru. Majoritatea, aproape toate tipurile de droguri, rezistă în probele de urină și de sânge maxim 3-4 zile. Cannabisul are o altă tipicitate. El poate să fie depistat la mai mult de 3-4 zile în organism.
Dar aici intervine un mecanism juridic care are sorgintea undeva și în zona laboratorului, dacă vreți. În sensul că organul de urmărire penală poate, din provizitativă sau la cererea părții, să dispună, dacă are vreun dubiu, având în vedere că în buletinul toxicologic are și procentul de cannabis, de tetrahidrocannabinol pe care l-a avut în organism, are posibilitatea să solicite unui psiholog clinician o evaluare care să stabilească cu exactitate dacă a fost sau nu sub influența acestei substanțe. Deci are organul urmărit un nou instrument. Cert este un lucru, a avut drog în organism, cert este că s-a drogat, cert este că situația lui de acum intră într-o contradicție puternică cu ceea ce declara în urmă cu 3 săptămâni, o lună, nu știu, la un podcast, spunând că el stă departe de drumuri pentru că nu vrea să-și știe cariera, că este aproape Dumnezeu și respectă mama și de aia nu face lucrul ăsta. Eu cred că trebuie să fie o lecție pentru toate vedetele, pentru că, să știți, sunt foarte multe vedete în această situație și o spun cu toată responsabilitatea. Eu cred că ar trebui să-și perfecteze un sistem de identificare a dependenței și încercare de tratare, indiferent că vorbim despre posibilitățile aproape inexistente de tratare a dependenței la noi în țară, în special în zona postcură. Da, mai ales că toate aceste vedete, toate acești vloggeri, influenceri au un număr foarte mare de copii. Nu, deja adolescenți este mult spus, sunt copii care îi urmăresc și care au tendința de a copia ceea ce îi fac la nivelul comportamentului, acțiunilor din sfera publică și din viața privată chiar. Așa este, foarte corect. Eu am avut astăzi două conferințe cu adolescenți cu vârste între 14 și 18 ani și conferințele mele au fost în proporție de aproximativ 3 sferturi numai despre această problemă. Este foarte urmărit în fiecare dimineață. Eu nu spun că este multă muncă în spatele a tot ceea ce a făcut. Eu nu spun că probabil nu a fost presat psihic, a avut probleme, stresat, dar în momentul în care ți-asumi responsabilitatea de a fi un influencer și pozitiv, trebuie să-ți dai seama că o greșeală poate să schimbe și viața altor adolescenți. Eu aș face altfel în locul lui, sau eu îl sfătuiesc să facă altfel, mai bine scurt, vă rog. Să recunoască faptul că este dependent. Eu i-aș sugera să iasă public, să spună cum a greșit, cum a debutat în consum, să fie un exemplu viu și eu cred că ar fi mult mai de apreciat de către adolescenți în această situație. Da. Și mulțumesc foarte mult, domnule Țone, pentru intervenție. Mulțumesc mult. Luăm pauză, ne întoarcem de la fix.